Bună seara și bine v-am regăsit! Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul poate fi dizolvat din cauză că nu a putut vota un guvern. Acesta este subiectul din seara aceasta. Discutăm cu liderul interimar PAS, Igor Grosu, și cu deputatul socialist Vasile Bolea, dar în a doua parte a emisiunii vom sta de vorbă cu consilierul prezidențial Veaceslav Negruță despre ultima ședință a CSS. Sunt două subiecte într-o singură emisiune, dar vă asigur că vor fi la fel de interesante. Acum revenim la decizia Curții Constituționale, pronunțată astăzi după amiază, o decizie așteptată de toți, dar să vedem cum este văzută de către politicieni. Suntem acum în legătură directă cu domnul Vasile Bolea. Bună seara! Bună seara! Din clipă în clipă îl așteptăm să ni se alăture și domnul Igor Grosu. În momentul în care acest lucru se va întâmpla, îl vom saluta și pe dumnealui. Până atunci, ca să nu intrăm exact efectiv în decizia Curții Constituționale, până vine domnul Grosu, am vrut să vă întreb, domnule Bolea, ce s-a întâmplat astăzi la curte, afară, acolo unde era un protest? Dumneavoastră ați fost obstrucționat, mașina dumneavoastră a fost blocată de niște protestatari? Da, de fapt asistăm la, nu știu, arată cât de culți acești oameni buni pe care i-a dus Maia Sandu în fața Curții Constituționale, pe cei care au susținut-o, și arată cât de primitivi, da, cei care se declară unioniști, eurouniioniști în acțiunile sale și în acele strigăte pe care le-au avut. Deci, în primul rând, eu remarc faptul că acești oameni au încălcat legislația atunci când au venit să manifeste, atunci când noi avem restricții totale la diferite manifestații, plus la aceasta, deci chiar dacă ei au protestat încălcând legea, ei au încălcat și ordinea publică și au ratat lumii întregi cetățenilor, încă o dată cu titlul de a mă repeta, cât de acest eurounionism primitiv, da, care l-au văzut cetățenii astăzi la televizor. Da, noi am văzut și imagini de acolo, dar de ce credeți că de ce credeți că asta vi s-a întâmplat tocmai dumneavoastră? Dar cu alte ocazii s-a întâmplat și altor colegi. Eu țin minte la o altă ieșire sau ședință la Curtea Constituțională legată, dacă eu nu greșesc, de sesizarea pe legea limbilor vorbite, dar fix același lucru s-a întâmplat cu domnul ministru Magacevski, ministrul Justiției. Deci nu este prima dată. Acești oameni merg cu trei răsatele Moldovei, de asemenea strigă și încearcă, da, prin aceste strigite să arate cât de, nu știu, n-au cei 7 ani de acasă și de parcă prin strigete și prin diferite înjurii vor aduce ceva plus valoare, da, în dumneavoastră societate. Nu cu strigete se rezolvă problemele și nici cu sărituri în fața mașinii, da, pe capotă sau în spate. Da, lucrurile, dacă ei se cred oameni civilizați, așa cum o spun ei, să mai citească cărți, să se uite cum într-adevăr se comportă oamenii civilizați. Da, v-ați dar speriat? Nu așa de primitiv cum o fac ei la ziua de astăzi. Poftim? V-ați speriat în acel moment? Eu m-am speriat? Nu, absolut deloc. Eram foarte calm. Așa, deci nu v-a intimidat și nu v-a speriat faptul că oamenii aceia au venit spre dumneavoastră și... Nu, eu, știți cum, eu mă uitam, încercam să văd, în primul rând, să nu dau, atunci când manevram cu
mobilul, da, să nu dau peste ei. Totuși, la încercau, sau doamna aceea, alții care se arătau că sunt mari patrioți și o făceau pe veterani de război, săreau sub roțiu, mă rog, mă gândeam în primul rând la acest plan, nu Da. să nu se producă vreun accident sau nu dă Doamne să apară careva leziuni la ei. Pe în Vedeți rest, că dumneavoastră, parcă poliția da. și-a făcut treaba. Pe În rest, dumneavoastră v-a parcă poliția deranjat și-a... faptul că ei au strigat ceva și s-au comportat așa, dar la rândul dumneavoastră, la fel spuneți că ei n-au 7 ani de acasă și așa mai departe și adică. Nu, dar dumneavoastră cum credeți? Dacă dumneavoastră considerați că comportamentul acestor oameni este unul de bun gust și cei ce strigau ei într-adevăr să admite într-o societate democratică, eu accept orice părere și orice viziune filozofică, Lorena. Da. Dar ea trebuie să fie, mă rog, manifestată cu bun simț. Da. Într-o societate democratică, eu am protestat, să vă spun, și la Bruxelles, în 2014, atunci când cu alți colegi de mine am protestat împotriva semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și am văzut cum protestează, că am nimerit și la un alt protest a belgienilor, a oamenilor de cultură, față de sărăcia oamenilor de cultură din Belgia. Și am văzut cum manifestă și exprimă a Da. lor opinii cetățenii printr-o manifestație, printr-un protest. Și făcând comparații între ceea ce fac primitivii unioniști din Republica Moldova și cu cei din alte țări, vreau să vă spun că Da. Domnule Bolea, la e fel zic cerul și că pământul. nu e ok ca să etichetați. În primul rând, nu e ok. Adică ne putem exprima și fără ca să etichetăm. Acum dați-mi voie ca să salut și pe domnul Igor Grosu, care ne s-a alăturat. Bună seara, domnule Grosu. Seara, cum am Noi găsit? tocmai am consumat discuția despre incidentul din fața Curții Constituționale în care a fost implicat domnul Bolea. Acum propun să ne întoarcem la decizia Curții, pentru că despre aceasta ne dorim să discutăm în această seară. Prima întrebare, în primul rând vreau să vă întreb cum vedeți decizia Curții și dacă v-ați așteptat la această decizie sau nu. Să începem cu domnul Grosu. Bună seara! Bine, noi am stat cu minți și am așteptat decizia curții. Am urmărit foarte atent de la birou și ședința și argumentele și așa mai departe. Sigur că noi salutăm decizia curții. Argumentele noastre că au fost întrunite ambele condiții constituționale pentru dizolvarea Parlamentului au fost acceptate de Înalta Curte. Este, cred că, și o decizie pe care au așteptat-o și mulți, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Acum, cei care pledau sau căutau argumente că, domnule, nu este posibil dizolvat Parlamentul de a avut alegeri anticipate, cred că în scurt timp, o să mai treacă o zi, două, o să se resemneze și o să așteptăm cu toții momentul în care o să fie emis decretul, o să fie stabilit data alegerilor anticipate și partidele, inclusiv cele parlamentare, extraparlamentare, se vor pregăti pentru, o începe pregătirile pentru alegerile Alegerile anticipate. anticipate. Da, domnule Bolea, dumneavoastră a fost o decizie așteptată? Dumneavoastră spuneați înainte de emisiune că nu. Nu, pentru mine, deci a fost o decizie a Curții Constituționale, eu intuiam că poate fie, fie se acceptă, fie nu se acceptă acele argumente cu care a venit doamna președinte, dar mai mult erau totuși balanța înclinat spre aceea că nu vor fi acceptate argumentele președintelui țării. Și astăzi am văzut o decizie contradictorie a Curții Constituționale. Eu nu știu când a mai fost în istoria țării noastre când doi din cinci judecători, da, au dat opinii separate disidentă față de
Asta ce înseamnă? Puteți să explicați tuturor ce înseamnă opinie separată disidentă? Deci, eu încă o dată vorbesc doar despre faptele, da, care au fost... Nu, ce înseamnă să explicăm? Ce înseamnă și să mergem mai departe? Adică, ce înseamnă opinie separată disidentă? Din cinci opinii separate disidente este opinia a doi judecători din versus opinia celor trei. Totuși, doi judecători au considerat că nu sunt întrunite condițiile. Nu sunt întrunite condițiile și au fost în contradicții cu opinia celor trei care, mă rog, în moment sunt majoritari în plenul curții constituționale și au fost împotrivă acelei decizii, da, acelui aviz care a fost dat de către Curtea Constituțională. Și aici, eu sincer să vă spun, părerea mea, da, că prin acest aviz Curtea Constituțională pur și simplu a pus cruce pe acea jurisprudență anterioară care a avut-o Curtea Constituțională până în ziua de astăzi, a pus cruce, pur și simplu a sfidat acele recomandări a Comisiei de la Veneția, altor structuri internaționale, la care de fiecare dată Curtea Constituțională solicita un amicus curiae sau opinii a acestui for înalt, care de fiecare dată dădea o expertiză și unele sugestii la care ținea Curtea Constituțională. De fapt, Curtea Constituțională, sau mai bine zis, eu nu mă refer la Curtea Constituțională per ansamblu, că astăzi s-a văzut acel, nu știu, acea ruptură în unitatea, da, curții. Eu am să vorbesc despre cei trei judecători, da, care au dat acest aviz de astăzi. Deci ei au mers practic pe acele, de fapt, avizul de astăzi a lor sau cei ce au făcut ei astăzi cu nimic nu se deosebește de acele decizii, hotărâri care le-a dat Curtea Constituțională lui Plahotniuc în 2019, în data de 8 iunie, când în Parlamentul, da, Republicii Moldova era constituită o majoritate parlamentară. Da, am înțeles. Și alegea și guvernul și organele de lucru ale Parlamentului. Deci astăzi ei au scuipat în deciziile, din hotărârile anterioare ale Curții Constituționale de la 2013-2015 încoace, au scuipat în acele recomandări și expertize a înaltului for internațional, da, Comisia de la Veneția și și-au făcut de cap. Așa, haideți să vedem, domnule Grosu. Da. Care e opinia dumneavoastră? Bine, eu cred că mai mult vorbesc emoțiile acum la colegii de la PSRM și orice decizie care nu le... Nu vă spărați, dar eu chiar nu v-am întrerupt, stimați coleg. Vorbesc emoțiile, o să treacă o zi, două, o să se resemneze, o să se pregătească pentru campanie electorală, pentru că atunci când Curtea lua decizii și cumva se pleia pe așteptările colegilor de la PSRM, nu îi auzeam să protesteze. Acum cred că trebuie să ia act de decizia curții. Nu vor să o salute, e treaba lor. Noi am salutat-o pentru că considerăm că au fost auzite și convingătoare argumentele noastre. Ne pregătim de campanie electorală. Rugăm respectuos, pentru că am văzut în ajunul ședinții mai multe atacuri la adresa curții, inclusiv din partea colegilor, stimatului coleg, mergem înainte, lăsăm instituțiile să-și facă treaba și mergem la alegător. Așa. Acum haideți să vedem care va fi reacția Partidului Socialiștilor, ce urmează să facă PSRM ca reacție la decizia curții. Domnule Bolea. Adică ce... Nu este vorba despre... Nu este vorba despre reacția PSRM-ului. Dumneavoastră, când vorbiți despre reacția PSRM-ului... Deci noi vorbim despre pașii pe care lucru. Îi noi veți întreprinde. În urmă, dacă nu greșesc, forul
Lorina, forul legislativ, da, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o hotărâre a Parlamentului, o declarație privind dezacordul Parlamentului, nu a PSRM-ului, dar Parlamentului ca și instituției, cu încercarea de a fi dizolvat Parlamentul. Noi încă o dată am vorbit despre faptul că există majoritate parlamentară care poate să investească un guvern care în aceste clipe de criză pandemică în țară să-și asume responsabilitatea pentru această situație creată, să întreprindă toate măsurile ca să ieșim din această situație de grea cumpănă care le trăiește țara. Deci noi despre aceasta am vorbit. Ce va fi mai departe, urmează să vedem. Eu vorbeam deci, despre ce scenariu a pregătit Partidul Socialiștilor. Viața Republica Moldova nu se termină de data de 15 aprilie 2020. Noi avem ziua de mâine, sâmbătă, duminică, avem săptămâna viitoare și multe, multe zile. Așa, am înțeles. Cu certitudine, vreau să marc un premier, vedem în Republica Moldova, când o minoritate, de fapt, încearcă din acest suflet să dicteze minorității da. Cum trebuie să meargă lucrurile țară și ce trebuie să producă pe toată această țară. Da, legătura din nou este slabă cu dumneavoastră. Constituționale și democrații pe randam. Dragi colegi, am o rugăminte. Haideți să încercăm să domnule Bolea, vă auzim foarte prost și e păcat pentru că pierdem timp prețios din emisiune și nu înțelegem ce spuneți. Propun să luăm din nou, să încercăm să luăm legătura cu dumneavoastră din nou. Fie acolo mai este cineva, probabil internetul este slab la dumneavoastră sau s-a întâmplat ceva. Între timp rămânem cu domnul Grosu și haideți să încercăm să luăm din nou legătura cu domnul Bolea. Domnule Grosu, ce urmează să se întâmple? Dumneavoastră vorbeați despre următorul pas al președintelui și anume semnarea decretului prin care se dizolvă Parlamentul și se stabilește data alegerilor parlamentare anticipate. Da. Așa, acest lucru nu se poate întâmpla atâta vreme cât suntem în stare de urgență. Iar aceasta expiră abia în 30 mai. Bine, dacă până atunci Curtea Constituțională nu se va pronunța pe marginea celor două sesizări depuse pe marginea acestei probleme. Exact, asta ați menționat. Bine, poate fi emis și acum cu indicarea datei de la care Parlamentul este dizolvat. Mai sunt aceste două demersuri din partea a doi colegi din Parlament, inclusiv din partea colegului meu, Serge Litvinenko. Consider că doamna președintă va analiza ambele opțiuni și va lua o decizie pe care e bine să o la momentul potrivit, va reveni în spațiu public și va comunica care este decizia. Legat de situația excepțională, noi am mai spus faptul că majoritatea parlamentară PSRM Șor a venit cu aceste două luni, a trădat din start intenția de a amâna alegerile anticipate. Ei, decizia de astăzi a curții a tăiat din acest elan. Cum spuneam, cred că lucrurile o să se așeze foarte curând. Plus că... Așa, și domnul Grosu a dispărut. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Da, și legătura cu dumneavoastră este la fel de slabă. Domnule Grosu, vă sună din nou colegii, propun să luăm publicitate și în această pauză să ne rezolvăm și aceste probleme tehnice și revenim imediat. Înainte de pauză vorbeam despre ceea ce urmează să se întâmple. Așadar, președintele urmează să emită decretul de dizolvare a Parlamentului și să stabilească data alegerilor parlamentare anticipate. Domnule Bolea,
Domnule Bolea, da, sunteți cu noi. Da, eu vă aud. Care ar putea fi această dată a alegerilor parlamentare anticipate, potrivit dumneavoastră? Eu nu știu, eu nu sunt președintele Republicii Moldova, doar președintele Republicii Moldova are dreptul de a dizolva Parlamentul și a stabili data alegerilor parlamentare, care trebuie să fie numai puțin de 60 zile și numai mult de 90 din ziua din când se dizolvă Parlamentul. Deci, care ar fi data? Asta trebuie să o întrebați pe doamna președintă. Da, domnule Grosu, sunteți cu noi? Da, mă rog. Da. Da, dumneavoastră, care considerați că va fi această dată? Eu, da, o să, evident că trebuie să țină cont de prevederile legale, dar e preferabil să fie în perioada, vara să fie, și pentru că vara și incidența bolnăvirilor să fie mai mică conform prognozilor Organizației Mondiale a Sănătății, și să nu uităm și de faptul că în toamnă deja trebuie să avem un guvern funcțional, astfel ca să reușim să intrăm în dialog cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană, pentru a putea aduce acele resurse financiare de care are nevoie și economia și instituțiile statului. Deci noi optăm pentru, da, să fie cât mai repede, dar în limitele, evident, cadrului legal, astfel ca și putem securiza din punct de vedere sanitar exercițiul ăsta și să-l desfășurăm așa ca la carte. Adică înțeleg eu din ceea ce spune domnul Bolea și ținând cont de faptul că în 30 mai expiră starea de urgență decretată de către Parlament, dacă nu se întâmplă ceva între timp și nu se anulează, asta ar fi în luna august? Iulie-august, aici ar fi. Da, 60 de zile, 30 mai, calculăm deja iunie și iulie, da? Ar fi sfârșitul lunii iulie sau august? Ar fi un scenariu iulie-august, dar deja data este dreptul doamnei președinte să vină cu acea dată. Bineînțeles că e o zi de duminică și deja toate lucrurile să înceapă să fie demarate procedurile de organizare a procesului electoral și partidele să aibă o predictibilitate, cum își organizează campania, securizează voturile și așa mai departe. Da, domnule Bolea, liderul Partidului Socialiștilor vorbește în continuare despre septembrie ca cea mai, eu știu, cea mai devreme perioadă de desfășurare a alegerilor. De la ce calcule pornește dumnealui? Doamna Lorena, cea mai bună perioadă pentru a organiza alegeri este perioada sau condiția pentru organizarea și desfășurarea bună a alegerilor este una singură. Vaccinarea cel puțin 70-80% din populația țării. Uh-huh. Se face scrutin electoral în plină pandemie, atunci când nu ai asigurat țara vaccinuri, nu ai suficiente resurse, nu ai absolut nimic, într-un haos, că neavând guvern, să nu ai nici parlament și în general să nu funcționeze nicio instituție în acest stat, asta poate să o facă doar un sinucigaș. Să vedem, deci balonul este pe terenul doamnei președinte, în același timp să nu credeți că și Parlamentul, odată ce a fost dat avizul Curții Constituționale, este totalmente scos din joc. În această adică? Urmă de idei trebuie să vedem ce se va produce timpul apropiat. Vom vedea și alte decizii care stați un pic, exact în cel mai interesant moment iar v-am pierdut. Noi suntem acum în fața când a fost asta de urgență în țară. În același timp avem acele sesizări care au fost depuse de domnul Tinencu și domnul Tricu, care au atacat starea de urgență, acea da.
a Parlamentului. Să vedem mai departe ce se va produce și în Parlament, și în... Ce înseamnă ce se va produce în Parlament? La ce vă referiți? Că asta v-am întrebat. Adică există decizia Curții Constituționale. Ar putea Parlamentul să facă ceva ca această decizie să nu fie aplicată? Doamna Lorena, prin avizul Curții Constituționale de azi, Curtea Constituțională a spus că Parlamentul este nefuncțional. Da? Nu dovedim, că să dovedim, dar noi arătăm prin activitatea Parlamentului. Da. Nu este așa. Parlamentul adoptă legi. Parlamentul este gata să iasă un guvern. Da, domnule Bolea, am o rugăminte. Am o mare rugăminte, dacă mă auziți. Mai încercăm încă o dată să revenim la dumneavoastră, pentru că acesta este un lucru extrem de important, ceea ce ați vrut să ne spuneți și n-am înțeles nimic. Revenim la această întrebare după ce colegii încearcă din nou să ia legătura cu dumneavoastră. Între timp rămânem cu domnul Grosu. Și să vedem, domnule Grosu, există vreo posibilitate ca Parlamentul să nu țină cont de decizia Curții și să ia o altă decizie ca să nu fie aplicată? Evident că o altă pârghie juridică nu există. Există multă disperare și frustrare din partea coaliției PSR Meșor. Clar că o să asistăm și noi intuim că o să asistăm la niște încercări de a, nu știu, a găsi niște argumentări, de a mai extinde starea de urgență încă pe o lună, încă pe un an, încă pe 2 ani, de a tergiversa. Fantezia lor poate să fie nemărginită. Un lucru este clar și eu cred că e foarte repede să se resemneze, că alegerile anticipate sunt inevitabile, ele o să aibă loc și o să se conformeze într-un final deciziei Curții Constituționale, decretului care o să fie emis și așa mai departe. În rest, dacă decizia lor este de a merge pe această cale, mă rog, le aparține. Doamna președintă o să facă tot posibilul, așa cum a făcut până acum, o să poarte discuții cu statele vecine, cu producătorii de vaccin, o să aducă cât mai mult vaccin. Ați văzut, a făcut demers și în adresa Federației Ruse, președintele Federației Ruse. Da. A venit acel semnal de acolo. Deci o să facem tot posibilul pentru a securiza votul din punct de vedere pandemic, sanitar și așa mai departe. Da, liderul socialiștilor a declarat ca reacție astăzi că cere vot de neîncredere pentru 3 judecători. Care este reacția? Deci, liderul de care spuneți dumneavoastră săptămâna trecută a venit cu niște amenințări la presă. Dar, mă rog, a ales calea de a intimida. Azi, președinta Curții, fără a da nume, a menționat lucrul ăsta. Acum, când merge pe aceeași cale, cred că nu schimbă lucrurile. Eu zic, așa cum am spus, este multă frustrare, multă supărare. O să-i treacă și toate lucrurile o să revină la normal. Da. Acum revenim la domnul Bolea. Înțeleg că s-a restabilit legătura și vreau să-l întreb. Domnule Bolea, spuneați că Parlamentul ar putea totuși să-și vadă de treabă atâta vreme cât Parlamentul consideră că poate vota, nu Parlamentul, dar majoritatea parlamentară, ca să fim mai exacti. Parlamentul Republicii Moldova. Așa. Deci ce poate face Parlamentul pentru a nu... Nu s-a vorbit despre rezolvarea majorității parlamentare, dar Parlamentului, tuturor componenților acum reprezentat în Parlament. Absolut toți, se pare de ce în bază, au vorbit despre faptul că nu sunt pentru că acest Parlament fie dat, Parlamentul fie rezolvat. Dar, din păcate, noi să știți că nu vă auzim. Parlamentul adoptă legi, Parlamentul lucrează și se face să... Domnule Bolea, vă sunăm și intervenim telefonic, pentru că nu găsim altă soluție. Regret nespus această situație, pentru că mai avem câteva minute din această parte a emisiunii și totuși aș fi vrut ca să
Vedem ce urmează să se întâmple în Parlament după această decizie. Eu poziția... vă spun care este problema cu Parlamentul. Da? Deci noi o vedem din decembrie încoace. Deci această majoritate parlamentară este într-o competiție acerbă de a vota legi populiste. Da? Deci asta o să se întâmple, asta vedem și o să vedeți și ziua de mâine, că mâine este ședința Parlamentului. Probabil o să materializeze cumva amenințarea făcută de liderul socialist, o să vină cu o inițiativă, clar că nu o să aibă niciun efect din punct de vedere juridic, o să fie mai mult așa o refulare a supărărilor sub formă de declarații, hotărâri, politici și așa mai inițiativă, departe, un impact juridic. Inițiativă de Putiți? Acordare a votului de neîncredere celor trei judecători sau la ce inițiativă vă referiți? Evident că nu are niciun impact. O să fie probabil încă o declarație politică de rând cu aceea care a fost ultima dată, că vedeți dumneavoastră este o majoritate parlamentară, cei 60 au spus că noi nu vrem să plecăm. Noi vrem să rămânem până în 2023. Iată ceva de felul ăsta, încă o supărare spusă în public și câteva ore consumate în Parlament. Da, dumneavoastră ați vorbit cu doamna președinte după decizia curții? Da, azi am avut o discuție. Și despre ce ați discutat cu dumneai? Nu... Bine, dacă pot să vă spun, cumva a fost o discuție despre decret, da? Și am zis că o să, în mod firesc, o să apară întrebarea când va fi decretul. Am căzut de acord că trebuie să vedem decizia motivată a curții, dar să fie analizată foarte atent. Se va ține cont și de cele două sesizări a deputaților și într-un final se va veni cu dumnezeu va decide momentul în care va veni cu decretul. Dar evident că asta va fi întrebarea nu doar a noastră, a tuturor, a noastră, a publicului, când e decretul, când e data. Sunt întrebări firești, legitime, la care urmează să se dea un răspuns pentru a avea o predictibilitate. Oricum, decretul înseamnă asta că urmează să fie emis după ce va veni, vom vedea decizia motivată a Curții Constituționale. Da, exact. Așa. Dumneavoastră, înțeleg că n-ați fost surprins de această decisie, dar... Nu e vorba de surprindere. Noi am stat cu minți și am așteptat, pentru că nimeni nu știa care o să fie decizia curții. Și ați văzut, comportamentul nostru a fost calm, n-am recurs la aceleași gesturi care le-a avut liderul socialiștilor. Am stat și am așteptat decizia curții și n-ați văzut probabil nici bravadă, nici alte acțiuni în spațiu public din partea PAS-ului. Am așteptat până în ultimul moment, așa cum a făcut toată lumea și inclusiv și cetățenii care au mers și au stat în fața curții. Da, acum iată că este și domnul Bolea, dar este telefonic de data aceasta ca să ne asigurăm că nu mai avem încă o tentativă a treia eșuată de a înțelege de fapt despre ce este vorba și ce poate face Parlamentul și dacă Parlamentul cumva ar putea să nu ia în considerare această decizie a curții și să nu o respecte. Domnule Bolea. Lorina, cum și-am remarcat anterior, probabil nu am fost auzit. Da. Deci astăzi noi am văzut cum trei judecători a Curții Constituționale au jucat, de fapt, în favoarea unei minorități în Parlament și au încercat să subjuge deciziile care se iau, de fapt, într-un stat democratic de către majoritate. Deci lucrul acesta este unul inadmisibil într-o societate care se pretinde a fi una democratică și într-un stat de drept. Asta noi am auzit. Ne uităm acum și așteptăm să ne spuneți ce va face majoritatea în continuare. Eu am să vă spun ce va face Parlamentul. Deci Parlamentul astăzi, la moment, deci este unul funcțional, poate să adopte decizii, poate inclusiv să investească un guvern. Și autoritatea Parlamentului ca și organ suprem reprezentativ a poporului, deci Parlamentul poate în limitele legii să adopte orice decizie în acest sens.
Și timpul apropiat vom vedea care vor fi deciziile luate în plenul Parlamentului. Va exista această inițiativă de acordare a votului de neîncredere celor trei judecători a curții? Să vedem. Da, am înțeles. Ok, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune. Cred că în principiu am discutat ceea ce era de discutat, am discutat pe marginea deciziei curții, am discutat ce urmează, când ar putea avea loc alegerile anticipate. Sigur, este o decizie a cărei motivare încă nu am văzut-o, o așteptăm cu toții să vedem cum motivează curtea și înțeleg că după această motivare va fi emis și decretul președintelui Maia Sandu. Lorena, necătând la motivarea curții, da, pe acest subiect, da, pe acest aviz, noi iarăși, ca și o remarcă, astăzi am văzut o scindare în interiorul curții constituționale. Eu cred că nu a fost, acest lucru nu s-a produs și fără suportul cuiva din exterior. S-a văzut suportul cuiva din exterior? La cine vă referiți? Președintea Curții Constituționale atunci când citea dispozitivul avizului. Și eu cred că ceea ce spuneau și analiștii politici în zilele trecute, probabil, unele lucruri despre care ei vorbeau și s-au produs. La cine vă referiți? Ce înseamnă din afară? Tot auzim aceste declarații, dar vrem măcar să știm încotro ne uităm. Domnul Rena, nu degeaba astăzi am văzut în ședința Curții Constituționale nemijlocită a venit doamna președinte. Nu de atât că, dar deoarece. Da. Ce a însemnat pentru dumneavoastră prezența dumneaei? Nu a însemnat nimic. Eu astăzi am fost la ședința Curții Constituționale, am venit să pledez și în fața curții în calitate de reprezentant a majorității parlamentare și a persoanei care a subsemnat toate documentele care au fost înregistrate la instituția prezidențială. Vreau să vă spun că nu am fost admis în proces, nici măcar să asist în sala de ședință. Vă dați seama ce obrăznicie din partea doamnei Domnica Manole, că mi s-a spus din secretariat că este indicația domniei personală în mijlocit, sub pretext că sunt niște măsuri antipandemice, nu știu ce și așa mai departe. La reproșul meu, dar de ce sunt admiși doi sau trei bodyguards la doamnei președinte în sală și ei stăteau, ce putea să se întâmple, da, cu președintele țării în plenul curții constituționale când sunt judecătorii curții și trei persoane nemijlocite, da, doi de la instituția parlamentară, adică de la Parlament și alături de doamna președinte era și Olesia Stamate. Este și domnul Grosu cu noi. Este și domnul Grosu cu noi. Furi cum se fură ziua Neaza Mare, oamenii pe stradă, da, referindu-mă la cazul Ceaus. Deci dacă eram să stau și eu undeva într-o parte să aud nemijlocit live ce se vorbește în ședința în plena curții, probabil că nu era să întâmple nimic absolut. Eu am trecut și eu de COVID și cred că nu sunt bine mersi și nu sunt contagios. Da, oricum măsurile trebuie luate, da? Chiar dacă am trecut prin asta. Domnule Bolea, Bolea Vasile nu trebuie să fie prezent în ședința curții și mie pur și simplu mi s-a interzis intrarea în plen. Da. Eu consider că lucrul ăsta este unul inadmisibil, odată ce ședințele Curții Constituționale sunt publice. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Bolea. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Mersi mult și dumneavoastră. O seară liniștită vă dorim. Suntem încă cu domnul Grosu. Da, dacă l-aș fi văzut în fereastră, știam că este. Da. Domnule Grosu, ați auzit ce a spus domnul Bolea la sfârșit? Domnul Bolea, i s-a refuzat domnului Bolea accesul în sala la ședința curții, domnia sa? Nu cunosc detalii și nici noi n-am mers acolo pentru că nu eram parte în această ședință. Așa. Am privit la distanță, foarte, foarte atenți. În rest, ascultându-l pe coleg, repet,
multă frustrare, supărare, dar în politică sunt momente când obții un obiectiv, un rezultat, sunt când pierzi. Acum trebuie să fim oameni politici, să ținem, să avem un comportament decent și să păstrăm acea decență și respect față de instituții. Chiar dacă nu ne plac deciziile, au fost decizii care nu ne-au plăcut ca partid, am avut alte așteptări, ne-am conformat și am mers mai departe. În rest, înțeleg că și domnul Bolea avea aspirații sau le mai are să ajungă membru acestei instituții, de aceea eu zic că trebuie să fie foarte atent și respectuos cu instituția unde își propune să ajungă. Da, rămâne să vedem ce va fi mai departe, cum și ce va face Parlamentul, că din ceea ce ne-a spus domnul Bolea... Da, ei sunt puși pe șotii, cum s-ar spune, da, sunt puși pe șotii. Un lucru trebuie să țină cont, că toate șotiile pot avea și un cost, nu doar politic, dar și din punct de vedere a legii. De aceea, eu zic că cred că o să mai treacă o zi, două, o să calmeze și o să revină la normalitate și o să ne pregătim de alegerile anticipate. Da, vă mulțumim foarte mult pentru participare la emisiunea noastră. O seară liniștită vă doresc. Noi acum intrăm cu publicitate, dar după pauză ne întâlnim cu consilierul prezidențial, domnul Veaceslav Negruță, să discutăm despre ședința Consiliului Suprem de Securitate și despre problema discutată acolo, în special subiectul Platon. Publicitate. Da, continuăm emisiunea. Spuneam înainte de pauză că discutăm cu domnul Veaceslav Negruță, consilier prezidențial, și vom discuta despre ultima ședință a CSS, în care s-a discutat despre companiile de asigurări conectate la grupuri de interese. Bună seara, domnule Negruță! Bună seara! Vom începe exact cu partea aceasta, cu faptul că membrii Consiliului Suprem de Securitate au cerut o investigație în cazul companiilor de asigurări conectate la grupuri de interese. Și prima mea întrebare este despre ce este vorba, ce grupuri de interese, despre ce grupuri de interese vorbim și de ce acest domeniu a ajuns în atenția Consiliului Suprem de Securitate. Ca și sectorul bancar, de fapt, sectorul asigurări, vedem ultimii ani bântuie fel de fel de scheme, grupuri de interese care storc mijloace financiare și care prezintă o amenințare la securitatea statului. Din păcate, sau cum să zic altfel, cam sunt aceleași grupuri care s-au perindat prin bănci, culminând cu frauda bancară în 2014, dar mai știm și alte istorii, cum ar fi laundromatul care s-a întâmplat aici. Fix așa se întâmplă și în sectorul asigurărilor. Respectiv, subiectul a fost considerat una din prioritate pentru discuție la Consiliul Suprem de Securitate, cu invitarea regulatorului. Deci, pe lângă acei membri care sunt în Consiliul Suprem de Securitate, a fost invitat regulatorul CNPF, Comisia Națională pentru Piața Financiară, pentru a-și prezenta punctul de vedere ce se întâmplă și, de fapt, cine sunt acele grupuri care fac dezastru, inclusiv și atrag în fel de fel de litigii instituțiile statului, cum ar fi CNPF. Și există riscul de litigii de ordin legal cu consecințe financiare inclusiv pentru entitățile statului, deși că lupta și războiul este între grupuri care cândva au fost parteneri în diverse sectoare în Republica Moldova, în cel bancar, în cel de asigurări, iar la moment dat s-au deposedat unii pe alții, folosind, din păcate, instituțiile statului, folosind din nou anumite reguli și legi schimbate în interesul grupurilor de interese, iar acum încercăm să oprim toată debandada care se întâmplă în sectorul asigurărilor. Informația este foarte multă, atât regulatorul deține informație multă la tot ce se cheamă sectorul de asigurări. Există entități ale statului, cum ar fi Serviciul Informației și Securitate sau Procuratura Generală, care la fel dețin multe informații, nu doar la zi, dar și un pic din istoricul
acestor parteneriate, să le zic așa, care s-au conturat pe parcursul anilor. Există o memorie care nu a fost împrospătată până la moment să înțelegem ce s-a întâmplat cu alte dosare mai vechi, în special când e vorba de Moldasig, care în 2012 a fost pornită o investigație cu acele tranzacții din 2008, iar urmarea anumitor modificări în legislații sau sesizări la Curtea Constituțională, acest pachet în litigios în 2012 a migrat din proprietatea, să zic așa, a unui grup condus de Voronin Junior către alt grup care era condus de Platon. Și aici, atenție, e vorba de un pachet de acțiuni care avea și sechestru, blocaj impus de către regulator, de către CNPF, iar imediat cum problema respectivă, să-i zic așa, a fost rezolvată inclusiv prin sesizări la Curtea Constituțională, de nimeni altul decât deputat Sârbu, pachetul respectiv a fost amigrat către nou grup de proprietari. E o poveste mai veche, dar care necesită avea o claritate și finalitate din partea Procuraturii Generale, pentru că atunci dosarul așa și s-a pierdut și n-a avut finalitate. Iar acum încercăm să înțelegem care grupuri, de ce e atâta luptă, de ce imobile și active în centrul Chișinăului au devenit noi obiecte al atacurilor Raider, din nou în baza fel de fel de decizii la limita legii emisă de către autorități judecătorești, să zic așa, și CNPF la fel are multe dubii vis-a-vis de legalitatea anumitor decizii. Să nu pară ciudat, dar schemele sunt cam aceleași care s-au întâmplat în sectorul bancar, au fost replicate deja în sectorul de asigurări. Numele de judecători sunt cam aceiași, cel puțin care sunt vehiculate în rapoartele entităților statului. Grupurile de interes sunt aceleași persoane și stilul de atac, stilul de a acționa este același. Respectiv, toată această informație a fost prezentată membrilor Consiliului Suprem de Securitate, evident cu toate detaliile, nume și alte lucruri, dar care nu prezintă interes pentru această emisiune. Ideea este că prin decizia Consiliului Suprem de Securitate s-a recomandat tuturor instituțiilor statului să întreprindă niște acțiuni. Noi avem instituții care ar avea nevoie de un mandat special de securitate în caz când subiectul prezintă pericol la securitatea statului, economică, financiară, socială, alimentară, atunci entitățile speciale, cum ar fi SIS, de exemplu, sau Procuratura Generală, să aibă un mandat special. Pentru asta e nevoie de anumite schimbări la legislație și asta a fost recomandarea pentru Parlament. E vorba de recomandări și către guvern, pentru că în toate aceste mișcări care se întâmplă sunt atrase companii de audit, deseori care nici măcar nu au licența pentru a activa în domeniul de asigurări, iar autoritatea care emite această licență de activitate este Ministerul Finanțelor. Respectiv, guvernul ar trebui să se impună și să facă regulă cu aceste companii de audit. Să nu uităm, companii de audit au fost folosite pentru falsificare sau pentru întocmire de rapoarte neveridice și în cazul băncilor, când aceeași companie de audit practic făcea audit la 6 bănci la momentul când s-a întâmplat frauda bancară în 2014. Deci e nevoie de regulă și în acest domeniu pentru a elimina toate riscurile. Au fost recomandări adresate și către Consiliul Suprem al Magistraturii, pentru că e nevoie ca să se îngrijească ca toți judecătorii să emită decizii legale și acei care emit decizii vădite ilegale să poartă răspundere, fie disciplinară sau de alt ordin, în cazul când se deschid și dosare în astfel de situații, deci CSM să aibă grijă ce se întâmplă în sectorul respectiv. Pentru că dacă ne întoarcem în sectorul bancar, o bună parte din frauda legată de tranzitarea banilor de origine
dubioasă prin sistemul bancar aici, la origine au avut decizii emise de instanțele de judecată. Deci rolul acestor instanțe este unul determinant în astfel de scheme, fie că e sectorul bancar, fie că e sectorul asigurărilor. Și recomandări au fost date și celor de la Procuratura Generală, având în vedere că dosarul în 2012 nu a fost dus până la bun sfârșit, e nevoie de o clarificare și să fie informat Consiliul Suprem de Securitate despre acea situație. Asta ar ajuta enorm de mult pentru a înțelege ce se întâmplă și acum, cum cei care pretind acum la proprietăți la care chipurile au fost deposedați, anterior cum au intrat în posesie acestor active, pentru ca să ne asigurăm că în caz dacă apar litigii internaționale, statul Republica Moldova este suficient de bine pregătit pentru a-și apăra pozițiile în situația când CNPF sau Banca Națională emite anumite decizii și acești beneficiari consideră că sunt deposedați de proprietăți, de acțiuni în cazul dat. Da, mă uitam pe declarațiile Maiei Sandu. Să știți că de mult n-am ascultat cu interes atâta timp, fără ca să întrerup, pentru că, într-adevăr, nu avem mult timp la dispoziție, dar sunt lucruri care ne interesează, ne privesc pe fiecare dintre noi, mai ales că am trecut prin tot felul de situații legate de atacuri Raider, de laundromat, de furtul miliardului și acum cu toții suntem îngroziți că ne putem trezi în aceeași situație. Am văzut o declarație a președintelui Maia Sandu care spune că schemele puse la cale de anumite grupuri de interese controlate de Plahotniuc, Șor și Platon. Am vrut ca să precizez, acestea sunt cele trei grupuri despre care se vorbește cu interese în domeniul băncilor, da, confirm, asigurărilor. Confirm. În cazul sectorului financiar bancar și în cazul sectorului financiar non-bancar, aceste trei grupuri sunt principalele grupuri care au fost discutate permanent, inclusiv de instituțiile statului, care, din păcate, având informația la îndemână, nu au întreprins și măsurile prompt și imediat. Că multe lucruri puteau fi preîntâmpinate sau oprite din start. Din păcate, acum avem multe constatări și încercăm să ne asigurăm că nu se întâmplă alte lucruri. Dar, din păcate, aceste grupuri sau urmele lor deja se văd și în alte sectoare, în energetic, în alte așa sectoare mai sensibile, să le zic așa, în jocurile cu noroc și altele monopolizate sau preluate de către aceste trei grupuri. Bine, unele pe rând, altele împreună, la diverse etape a evoluției aici în Republica Moldova. Acum cele trei grupuri acționează separat sau deja împreună? Știți, noi, dacă vorbim un pic istoric, în linii mari, toate aceste grupuri care s-au format, s-au consolidat, ele au fost grupuri partenere sau au avut parteneriate. Iar la un moment dat s-au divizat, unii au folosit instrumentariul politic și instituțiile statului pentru a se răzbuna pe ceilalți și a-i deposeda, alții revenind și-au recuperat sau încearcă să-și recupereze și așa mai departe. Noi, de fapt, întreaga societate am devenit cumva o statică acestor clarificări între grupuri de interese. Toată agenda politică, în loc să fie focusată pe construcția și dezvoltarea societății și a Republicii Moldova, noi avem probleme cu barbă care ne macină și care ne face dependentă și pasibilă de noi plăți ca și stat în favoarea acestor grupuri de interese. Ei, prin extragere de resurse din Republica Moldova, au la dispoziție resurse nelimitat de multe pentru a-și angaja avocați, reprezentanți și a târî Republica Moldova prin fel de fel de curți, arbitraje și instanțe în afara Republicii Moldova. Pe de altă parte, Republica Moldova nu are aceste resurse și posibilități ca să se apere de astfel de atacuri care, vă zic, din păcate, se întâmplă cu susținerea și cu asistența activă a politicienilor, când anumite legi sunt modificate pe placul acestor grupuri, când sistemul judecătoresc îi deservesc de la început și până la sfârșitul schemei,
practic pe parcursul implementării acestor scheme și respectiv este foarte dificil ca statul Republica Moldova să fie protejat de cine? De aceiași politicieni care sunt implicați? Evident că nu. De Dar ne puteți da niște nume de politicieni? S-au vehiculat niște nume? Sau ne puteți spune și nouă? Deci informația care vizează oameni din sectorul public, oameni cu decizii, este deținută de, în special de Procuratura Generală și face parte din dosarul instrumentat de procurori. Respectiv, numele date respective nu sunt pronunțate nici la Consiliul Suprem de Securitate și asta este corect pentru a nu dăuna și nu aduce prejudiciu anchetei. Există deschidere, voință la Procuratura Generală pentru a soluționa aceste probleme? De ce vă întreb? Pentru că noi citim și vedem tot felul de știri în care Platon ar avea o influență la Procuratură, deciziile de care se iau acolo s-ar discuta cu dumnealui, nu știu, ar controla o bună parte a sistemului judecătoresc, ar mitui funcționari publici și așa mai departe. În ceea ce privește Procuratura Generală, există voință și deschidere pentru a elucida aceste cazuri? Cu siguranță Procuratura Generală are toate informațiile pe toate cazurile, în detalii despre multe, multe lucruri și scheme care au fost aplicate, implementate aici în Republica Moldova. Și este de datoria Procuraturii Generale ca aceste cazuri de rezonanță publică mare și cu implicarea factorilor de decizii să fie duse până la capăt ca și investigații și să ajungă pe masa judecătorilor. Și într-adevăr trebuie să ne asigurăm că și cei din justiție fac justiție și nu sunt șantajabili sau vulnerabili în fața acestor grupuri atunci când va trebui să fie luată decizie vis-a-vis de caz. Ce ține de Procuratura Generală, noi suntem în așteptarea acestor finalități de cazuri. Vedem că unele epizoade din cazul furtului miliardului se mișcă, dar foarte lent. Probabil că cu așa tempo va trebui să așteptăm câțiva ani ca să înțelegem întreaga schemă care a fost aplicată, pentru ca să avem fiecare element pus într-un puzzle întreg și să înțelegem ce a fost totuși. Dar asta trebuie să înțelegem că atâta timp cât se tărăgânează investigarea și finalitatea în justiție, îndepărtează ziua recuperării. Exact. Orice zi pierdută de procurori, de justiție, reduce din șansa de a recupera din acel convențional miliarde extras din Republica Moldova, pentru că miliarde extrase au fost multe. Fix așa și cu cazurile care se întâmplă în domeniul asigurărilor. Vedem acest, zic așa, ping-pong care s-a întâmplat între un grup de interese și procurorul general care a emis o decizie de anulare a deciziilor anterioare care vizează acele două imobile din centrul Chișinăului. Și acum chiar Asito și Moda, da? Centrul de modă. Deci schema este aceeași și în cazul unei clădiri și altei, chiar dacă figurează mai multe companii acolo, dar interesul este foarte mare din simplu motiv fluxurile financiare care sunt generate de oamenii sau companiile sau agențiile care stau cu chirii în aceste clădiri. Lupta e mare între grupuri care cândva au fost parteneri, cândva pe rând s-au perindat pe acolo, dar suferă chiar și companiile care sunt plasate acolo. E vorba și de entități care aparțin instituțiilor publice și nu e secret, care au nevoie de o securitate și securitizare a informațiilor care se conțin acolo. Când clădirea se mișcă din mâinile unuia în mâinile altora, evident că e motiv de îngrijorare. Domnule Când vorbim de depozitariul unic central, unde sunt toate înscrisurile și registrele societăților pe acțiuni plasate în clădirea Asito, noi trebuie să avem siguranța că nu se îmblă în aceste registre. Și aici Banca Națională trebuie și avem asigurările că a întreprins toate măsurile necesare pentru a-și asigura proprietățile care sunt plasate în această clădire. Deci sunt alte lucruri care se întâmplă în jurul acestor active. Când vorbim de companii de asigurări, este informația publică deja că anume din companiile de asigurări cu conturi bancare blocate de regulator, de CNPF,
banii respectivi, urmare a anulării propriei decizii de sechestru în cont, ajung să fie folosiți la privatizarea Air Moldova. Printr-un șir de companii, se ajung banii care anterior erau subiect al litigiilor în sectorul asigurării. Și aici e grupul Shore care îl vedem foarte activ la anumite etape în sectorul asigurării. Despre lucrurile respective cunoaște societatea. Detaliile au fost prezentate inclusiv de regulator la această întrevedere, această ședință a Consiliului Suprem de Securitate și respectiv de alte entități care dețin informații, vă zic, suficient de bine documentate. Acum, uitându-mă dintr-o parte, da, putem să credem că ei undeva acolo se bat, da, își reglează conturile, dar de ce trebuie să, de ce este asta o amenințare la adresa cetățeanului? Înțelegeți, noi putem să facem cumva abstracție de tot ce se întâmplă între grupurile respective. În cele din urmă, la plată e pus statul Republica Moldova. Bani din buget sunt extrași ulterior ca și formă de prejudiciu care se plătește către foști proprietari lipsiți de proprietăți, de actuali proprietari, care în esență sunt grupuri criminale, care sunt în lupte între ele. Vă dau un exemplu ce se întâmplă în sectorul bancar acum. Cazul Tincom Bank, cazul posibil să ajungem la situații de litigii Moldincom Bank, Moldova Agroind Bank, și asta se întâmplă din anumite proceduri care au fost aplicate de transparentizare a acționariatului. CNPF, pe segmentul asigurări, aplică acum aceleași proceduri forțate de transparentizare a acționariatului. Când acționarii de proastă calitate, netransparență, fac pretenții și depun plângeri în judecăți, iar acolo se intentează dosare împotriva regulatorilor, evident că e o problemă. E o problemă pentru că regulatorii, într-un fel, aplică legea dacă e de bună credință, să zic așa, intenția. Dar, din păcate, în unele situații, undeva regulatorul a și fost parte prin faptul că a venit cu anumite modificări la legislație. Și aici este momentul sensibil atât pentru regulator, atât pentru legiuitor care a îmblat la lege, a schimbat legea, a schimbat regulile de joc și creează o vulnerabilitate pentru instituțiile regulatorii în cazul când se ajunge în instanța de judecată. Deci haosul și această, să zic așa, creație criminală în legislație care s-a întâmplat pe parcursul probabil 5-7 ani. Autorii sunt cunoscuți. Inițiativele acestora au semnătură. Ele sunt în Parlament. Și e foarte ușor, dacă există comisii speciale în Parlament sau dacă procurorii își fac meseria, să identifice cine sunt părtașii acestor grupuri criminale care extrag proprietăți sau extrag bani din sectorul bancar sau din sectorul de asigurări. Ziceam încă o dată, grupul criminal cu intenții criminale, cu interese financiare, deci nu operează de unii singuri. Cu brigăzi bune de juriști, cu totul aranjat pe linii de decizie de judecată, pe filiera în caz dacă apare investigație cu procurorii și cel mai trist e asigurat inclusiv crearea oportunității, să zic așa, legale prin schimbarea de lege. În cazul când se admite o anumită ilegalitate, să vină cu o schimbare de lege pentru a acoperi ilegalitatea admisă anterior. Ceea ce este, cum să zic, urât și actualul Parlament, dar și anterioarele componențe din Parlament, conțin elemente, să le zic așa, sau au deputați cu unii cu imunitate parlamentară, alții un pic mai puțin de imunitate deja, dar care au fost parte și sunt parte acestor inginerii financiare de care suferă Republica Moldova. Da. Apropo, ați văzut în spațiu public, a fost lansat un raport recent, chiar ieri a apărut, și Moldova este vizată. Toate fluxurile financiare, evaluările sunt de aproximativ 1 miliard de lei
anual pe diverse canale de crimă organizată, droguri, fraude financiare, trafic și alte lucruri urâte în care este implicată Republica Moldova în aceste scheme internaționale și regionale. Da, am văzut acest raport extrem de interesant și îngrijorător, absolut îngrijorător. Sunt niște cifre pentru Republica Moldova care vorbesc despre, într-adevăr, o zonă în care criminalitatea se dezvoltă și este și zona din care iese, da? De exemplu, ies fluxuri de bani. Zona de tranzit? Exact. Și acum mi-am amintit exact despre dosarul Laundromat, pentru că bănuiesc că la ședința CSS s-a discutat și despre această problemă, sau nici urmează. Tangențial, pentru că a fost procurorul general. Urmează, deci noi, de fapt, din start, doamna președinte a anunțat care sunt acele 10-12 teme prioritare pentru următoarele 3-4 luni de ședință la nivel de Consiliul Suprem de Securitate. Și pe măsura pregătirii subiectelor, deci toate entitățile prezintă rapoarte, pregătesc informația necesară, pe măsura pregătirii subiectului mergem în agenda cu un subiect sau două. Și respectiv Laundromatul este unul din următoarele subiecte care va fi discutat. Acum este o comisie specială în Parlament care da. A făcut, zic eu, un lucru enorm de important. A acumulat niște lucruri care în alte condiții în spațiu public nu puteau fi colectate. Acest raport îl așteptăm cu nerăbdare. El trebuie să fie așteptat cu nerăbdare și de Procuratura Generală pentru a porni niște lucruri, iar când subiectul va ajunge pe masa membrilor Consiliului Suprem de Securitate, să avem mai multe lucruri de audiat, inclusiv din partea Procuraturii Generale la acest subiect. Și eu sunt sigur că vom avea discuții foarte interesante și publicul ar putea să vadă și anumite decizii la acest capitol. Dar așteptăm pe rând toate, hai zic așa, ingredientele să se coacă pentru ca subiectul respectiv să fie pregătit pentru discuțiile la CSS. Da, întorcându-ne la ședința CSS și ce informații s-au prezentat acolo, este Platon sau nu o amenințare la adresa securității statului? Asta a spus-o și doamna președinte. Da, astfel de personaje prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova. Republica Moldova a avut de pierdut enorm de mult, fiind atrasă în litigii, nu doar pe partea de bancară și de asigurări. Cel mai probabil, eu sper să nu se întâmple, dar aici vom avea și ulterior litigii, dar pe sectorul energetic, multe din litigiile în care Republica Moldova este implicată, se întrevede urma și stilul cetățeanului respectiv. Da, ne amintim, chiar acum am văzut, da, că se pretinde o datorie de 58 de milioane de dolari. Exact, care a fost mișcată dintr-o jurisdicție în alta, în a treia, în a patra. Acum și până la urmă tot chinuie statul Republica Moldova, efectiv o datorie umflată și aparent ilegal constituită. Practic, Republica Moldova rămâne descoperită la acest moment când nu își poate proteja interesele și să fie reprezentată în instanțele de judecată internaționale pe măsură. Din simplu motiv că nu putem permite ca stat ceea ce își poate permite cei care au extras banii din acest stat. Da, aici este vorba despre o amenințare. Despre o companie energetică. Eu mi-amintesc că eram la începuturile carierei mele când încă se discuta acest subiect și iată că au trecut 20 ceva de ani și acest subiect este în continuare și îl vedem crescut. Deja. Subiectul e cu barbă și barba crește ca povară financiară, dobânzi de întârziere și așa mai departe, pretins în astfel de instanță. Aveți perfectă dreptate. Da, este un exemplu, da, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc de ce aceste probleme sunt extrem de serioase și de ce ne preocupă pe fiecare dintre noi. Că nu este vorba doar despre afacerea cuiva, dar este vorba despre banii noștri, a cetățenilor, despre... Exact.
Dar un pic vreau să zic că toate aceste, nu penalități, dar toate aceste litigii cu costuri enorm de mari, ulterior se transpun în costuri și tarife mai scumpe pe care le plătim noi cu toți ca și consumatori. Nu doar taxe și impozite plătite care se duc în buzunarul altora prin astfel de decizii de judecată, dar și toate serviciile costă în Republica Moldova mai mult decât în alte părți, pentru că avem astfel de litigii, astfel de situații generatoare de povară adițională pe fiecare dintre noi. Da, ca să concluzionăm, aș vrea să vă întreb totuși care este soluția? Deci soluția este una deloc ușoară. Pentru Republica Moldova, în primul rând, e nevoie de un parlament care să curățe legislația noastră de toate ferestruicele create, ele trebuie închise. Faptul că rezolvă o problemă sau ești în goană de a rezolva o problemă, dar fereastra nu e închisă și se generează o altă problemă, n-ai reușit să uiți de sistemul bancar că apare sistemul de asigurări, nu reușești din coace că apare dincolo. Deci asta e problema legislației care a fost spartă. Deci legile aparent bune și care au un spirit anume la momentul elaborării lor, sunt spartă de deputați prin așa numitele inițiative legislative de rectificare, de modificare și așa mai departe. Tehnicile sunt cunoscute. Numele unor astfel de deputați sunt pe larg și deseori auzite în spațiu public. Astfel de oameni nu au ce face. Dar ne spuneți și nouă un nume, două, că... Sunt mai multe. Ați deci rostit unul sârbu în seara eu aceasta. Eu las această competență la discreția procurorilor să le pronunțe numele în dosarele care vor fi, poate, instrumentate la momentul potrivit. Deci legislația e unul. Trebuie să avem, din nou, prin decizii în Parlament, competențe acordate atât Serviciului Informației și Securitate, cât și Procuraturii Generale să intervină pe subiecte care prezintă amenințare la securitatea Republicii Moldova. Când vorbim de securitate economică, financiară, socială, alimentară, deci trebuie să aibă mandat special aceste entități, nu să scrie doar documente, petiții și să le trimită în adresa altor entități care nu au nicio competență de a interveni. Ei trebuie să aibă forța de a opri, forța de a demotiva astfel de situații și astfel de scheme. Sigur, da. Noi avem nevoie de un guvern, de un guvern care are politici, fie că e vorba de dezvoltarea sectorului financiar, dezvoltarea sectorului de asigurări, fie că e vorba de alte domenii energetic, dar care să aibă aceste politici să dezvolte domeniile respective prin competiție, prin reguli clare și sigure pentru toți, cu protejarea drepturilor la proprietate. Noi avem nevoie de regulatori. Regulatori nu doar independenți pe hârtie și conform legii. Independența unui regulator înseamnă independența oamenilor care reprezintă acest regulator în consiliile de administrare, fie că e vorba de Banca Națională, fie că e vorba de CNPF, fie că e vorba de ANRE sau ANRCETE. Toți regulatorii trebuie să aibă oameni în componență față de care nu există suspiciuni că au fost implicați 8 ani, 10 ani în urmă sau 12 ani în susținerea unor grupuri de atacatori, de raideri, în preluarea de afaceri. Din păcate, astfel de oameni sunt. La moment, acești oameni care vorbesc despre transparentizarea acționariatului, de exemplu, în asigurări, nu sunt credibili. Pentru că ei nu și-au făcut curățenie în propria curte în Consiliul CNPF. Și cum să devină ei credibili când se apucă să curăță acționariatul în sectorul asigurării? Și așa, deci lucrurile trebuie pornite de la într-o logică anume. Da. Legislativ, executiv, instituții abilitate cu funcții de a interveni, inclusiv Procuratura Generală și alte entități. Și evident, reguli clare ceea ce numim noi afaceri. Modelul de business bazat pe scheme, bazat pe furt de bani public, bazat pe privatizări aranjate, pe contracte de achiziții publice, pe parteneriate publice-private, care nici unul azi în Republica Moldova nu sunt conforme legii
acestor parteneriate publice-private, dar fluxurile de bani ies din Republica Moldova și pleacă în varie jurisdicții. Cipru, Emirate, unde vrei, banul plătit de contribuabil moldovean se duce peste tot în lume. Da. Și astfel de lucruri pot fi oprite, dar pentru asta e nevoie și de, de un guvern, de o guvernare responsabilă. Și atunci o să fie și mai ușor și pentru cei de la CSS, când vor fi subiecte de examinat. Da. Poate mai ușoare. Da. Domnule Negruță, vă mulțumim foarte mult pentru participare la emisiune. Sigur că aceste subiecte merită mai mult spațiu și sunt convinsă că vom reveni la ele, pentru că nu se încheie acum și sunt încă în discuție și vor mai fi. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim o seară liniștită. Seară frumoasă la toți! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit în această seară. Ne vedem joia viitoare cu un nou invitat. Până atunci, vă doresc zile senine, aveți grijă de dumneavoastră și multă sănătate!